Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, fără ispășirea pe care Domnul Isus a făcut-o pentru noi, nu poate exista apropiere de Dumnezeu. Nici măcar cuvântul Său nu ni se poate deschide atâta timp cât nu suntem scoși de sub puterea păcatului. Scriptura ne poate spune ce trebuie să facem pentru a fi zbăviți, dar nu vom cunoaște niciodată măreția, unicitatea și frumusețea Domnului nostru, pentru că mereu păcatul va pune bariere cunoașterii noastre. Este mesajul pe care îl primim din imaginea pe care o avem în cortul întâlnirii. Nimeni nu poate pătrunde acolo unde este prezent Dumnezeu fără să treacă prin curtea unde se aduce jerfa pentru păcat. Nici măcar marele preot nu poate încălca această prevedere. Și el trebuia să aducă o jerfă pentru păcatele sale, pentru că apoi să poată intra în Sfânta Sfintelor, acolo unde urma să facă ispășirea pentru popor. Dragii mei, aceasta nu este teologie. Nu este numai informație, ci este o problemă de viață veșnică. Aici nu este vorba numai de accesul la cunoașterea lui Dumnezeu, ci este vorba despre relația noastră cu El, singura care garantează viața noastră veșnică. Acest cort al întâlnirii și prescripțiile pe care Dumnezeu le face cu privire la construcția Lui ne oferă nouă o imagine a planului pe care Dumnezeu are pentru izbăvirea omenirii. Suntem în continuare în capitolul 25 din Cartea Exod, de această dată la versetul 23. Să faci o masă din lemn de salcâm, lungimea ei să fie de doi coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. Să o cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur în împrejur, să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână. Peste el să pui un chenar de aur de jur în prejur. Să faci pentru masă patru verigi de aur și să pui verigile în cele patru colțuri care vor fi la cele patru picioare ale ei. Verigile să fie lângă pervaz și în ele se vor vârâ drugii ca să ducă masa. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și se i acoperi cu aur și ei vor sluji la ducerea mesei. Și masa pentru punerea înaintea pâinilor este făcută din același lemn de salcâm, cum este făcut și chivotul. În aceeași manieră, ea este îmbrăcată în aur și prevăzută cu dispozitive pentru transportarea ei în funcție de deplasările pe care poporul trebuia să le facă. Dar să vedem cu ce este dotată această masă și care este rostul ei. Se i faci farfurii, cățui, potire și cești ca să slujească la jerfele de băutură. Se le faci de aur curat să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte ca să fie necurmat înaintea mea. Iată deci că masa are și ea farfurii, castronașe, căni, pahare. Ceea ce trebuia să fie necurmat pe această masă este pâinea. De aici se trage și numele ei, masa punerii înainte. Această pâine era pusă înaintea lui Dumnezeu. Pâinea este în cazul acesta o imagine a Domnului Iisus Hristos, Masa, la rândul ei, sugerează trei lucruri. Susținere, resurse și aprovizionare. Este masa salvării noastre. În Evanghelia după Matei, la capitolul 22, găsim o pildă a Domnului nostru care ne vorbește despre căsătoria fiului unui rege. Invitații refuze să participe la această nuntă. În cele din urmă, regele va da o replică acestor oameni care au respins invitația sa. El invită oameni simpli care stăteau la colțurile străzii. Aceștia au fost invitați să mănânce ceea ce le pune el la dispoziție. În același fel, Dumnezeu a lansat o invitație acestei lumi pentru a veni la masa pe care el a întins-o pentru ea. Este masa unde găsim izbăvirea prin Domnul Isus. Cum spuneam, este și o masă a resurselor. Dumnezeu, în calitatea lui de creator, ne pune la dispoziție cele mai bune resurse, fie că-ți place sau nu, drag prieten, vorbind din punct de vedere fizic, stai la masa lui Dumnezeu în fiecare zi. Aerul pe care îl respiri, hrana pe care o primești, tot ceea ce te înconjoară, este ceea ce Dumnezeu pune la dispoziția ta, resursele lui. Cu toate acestea, câți dintre noi recunosc lucrul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ele. El este acela care pune la dispoziția noastră toate aceste resurse pentru viața biologică pe care o ducem aici pe pământ. Dar masa aceasta mai vorbește și despre cina instituită de Domnul Isus, cina cea de taină. Este o masă pentru credincioși. Masa pentru punerea înainte este o imagine a Domnului Isus, susținătorul vieții spirituale a credincioșilor. Pe această masă erau așezate 12 pâini, câte una pentru fiecare seminție. Pâinea aceasta era schimbată în fiecare zi de sabat. Pâinea care era luată de pe masă era consumată cu vin de către familia preoțească, în locul prea Spre deosebire de mana care vorbește despre Domnul Isus, cel care oferă viață, această pâine vorbește despre El ca cel care susține viața. Viața veșnică este un dar, la fel cum a fost și mana venită din ceruri. Însă în această viață veșnică, avem nevoie de o anumită hrană pentru a o susține. Domnul este acela care ne oferă hrana aceasta. Domnul Hristos mai este văzut și într-o altă ilustrație pe care el însuși a folosit-o. Pâinea pentru aducerea înaintea lui Dumnezeu era făcută din făină nedospită. În cartea Levitic, capitolul 24, versetul 5, găsim scris: Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte. Fiecare turtă să fie făcută din două de efă. Apoi, găsim că Domnul Isus a spus că pentru a rodi, este nevoie ca bobul de greu să moară mai întâi. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 27, îl găsim pe Domnul Isus spunând următoarele cuvinte: Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Apoi, în versetele 31 și 32, el continuă. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. După ce a murit, el a devenit hrană pentru cei credincioși. El a înviat și a devenit pâinea noastră, pâinea vieții, hrana noastră cea de toate zilele. Un vechi proverb spune că toate lucrurile cresc pe măsura și felul hranei folosite. A apărut și o carte despre efectul mâncării asupra personalității omului. Cartea se intitulează sugestiv Ești ceea ce mănânci. Dragii mei, suntem cu toții influențați de hrana pe care o folosim. Poate nu întotdeauna în mod vizibil. Așa cum hrana influențează trupul nostru, este la fel cu sufletul nostru. Dacă Domnul Isus nu este prezent în viața noastră, dacă El nu este hrana noastră spirituală, atunci nu ne putem aștepta la dezvoltare. Dar să mergem mai departe la următorul element din cadrul curții, cortului, întâlnirii. Este vorba despre sfejnicul de aur. Să faci un sfejnic de aur curat sfejnicul acesta să fie făcut de aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă șase brațe, trei brațe ale sfejnicului dintr-o parte și trei brațe ale sfejnicului din cealaltă parte. Descrierea continuă, indicând și alte detalii ale sfejnicului. Pe un braț să fie trei potirași în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor și pe celălalt braț terei potirași în chip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele șase brațe care ies din sfejnic. Pe fusul sfejnicului să fie patru potirași în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele lor și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele două brațe care ies din fusul sfejnicului, o gămălioară sub alte două brațe și o gămălioară sub alte două brațe. Tot așa să fie și sub cele șase brațe care ies din sfejnic. Gămălioarele și brațele sfejnicului să fie dintr-o singură bucată. Totul să fie de aur bătut, de aur curat. Să faci cele șapte candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Mucărele și cenușarele lui să fie de aur curat, se va întrebuința un talent de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Acest sfeșnic este probabil cea mai fidelă imagine a Domnului Isus. Îl înfățișează asemenea aurului pur și vorbește de asemenea despre divinitatea lui. Îl prezint așa cum este, Dumnezeu. El este lumina lumii, iar închinarea trebuie să aibă loc în lumină, am studiat până acum lucruri legate de pâinile puse înaintea Domnului și am sugerat că ele vorbesc despre faptul că atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să ne hrănim cu lucrurile pe care El ni le pune la dispoziție. Dacă frecventezi o biserică, dar este numai pentru liniștirea conștiinței tale, trebuie să-ți faci o serioasă analiză în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte important să vezi în ce măsură te hrănești cu ceea ce îți oferă Dumnezeu. El îți oferă cuvântul său pentru cercetare. El îți oferă sprijinul Duhului său pentru călăuzire. Și îți oferă și izbăvirea prin Domnul Isus Hristos. Dar să ne întoarcem acum la sfeșnicul de aur. El este simbolul luminii. Pentru a avea o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie și de lumină. Hristos a spus, Eu sunt lumina lumii. Dacă voiai lumina naturală, atunci trebuia să ieși din cortul întâlnirii. Însă dacă voiai să rămâi în prezența lui Dumnezeu, atunci trebuia să primești lumina de la acest sfejnic. Ioan ne spune așa, Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Sunt cuvinte din capitolul 1. În această lume trecem prin diferite probleme și de multe ori avem nevoie de sfatul altora. Acum, mulți oameni care dau sfaturi folosesc multe cuvinte crezând că de acolo vine înțelepciunea și mângâierea. Scriptura ne spune că prin filozofie oamenii pot fi înșelați. Ascultați mai ceea ce spune Pavel în scrisoarea pe care o adresează Colosenilor, capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șarte după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Prieteni dragi, nimeni nu poate înlocui ceea ce vine prin Domnul Isus. De fapt, este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, oamenii. Omenirea s-a aflat într-o permanentă criză după căderea în păcat a primilor oameni. Răspunsul lui Dumnezeu la această criză nu a fost un program filozofic sau o ideologie. Nici măcar legea nu este răspunsul, rezolvarea pe care Dumnezeu a oferit omenirii. El a oferit o persoană. Oare nu ne înșelăm noi crezând că numai prin cuvinte putem rezolva totul? În altă ordine de idei, atunci când oamenii caută sprijin, noi suntem chemați să-L reprezentăm pe Domnul Isus în aceste probleme. Numai că Domnul nostru nu s-a pierdut în vorbiri fără sfârșit, ci adesea a acționat, aducând vindecare reală. Dragii mei, noi nu vom avea niciodată resurse proprii suficiente pentru a rezolva marile probleme ale acestei lumi. Putem însă să facem un lucru: să-i conducem pe oameni la Domnul Isus Hristos. Ascultați numai cum îl descrie Pavel în continuare, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Sunt cuvintele din aceeași epistolă adresată colosenilor: În Domnul Isus este întrupată toată Dumnezeirea. El este Dumnezeu. El este lumina acestei lumi, și oricine acceptă că El este răspunsul lui Dumnezeu la problemele noastre are acces la toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Ascultați încă o dată cuvintele lui Pavel. Voi aveți totul de plin în El. Cu alte cuvinte, cei ce îl au pe El au o binecuvântare completă. Nu lipsește nimic. Să ne întoarcem la sfășnic. Acesta era făcut dintr-o singură bucată de aur curat. Aurul era bătut și apoi ornamentat. Avea un braț central și apoi la stânga și la dreapta câte trei brațe. În total avea șapte brațe, este sfejnicul atât de bine cunoscut devenit aproape o emblemă a iudaismului. Fiecare braț era asemenea unei crenci de migdal care înfrunzea, care îmbobocea. La vârf era un boboc de floare de migdal, locul unde se punea și uleiul care ardea. Acești bobocei de migdal erau tot din aur. Ei ne amintesc de toiagul lui Aron, care înfrunzea. Atunci când prerogativele lui Aron ca mare preot au fost puse sub semnul întrebării, înfrunzirea toiagului său de migdal a risipit orice îndoială cu privire la acest lucru. Acest toiag, o creangă moartă, a fost readusă la viață și a dus rod. Prin învierea lui, Domnul Isus a arătat și el că este Fiul lui Dumnezeu. Nu învierea l-a făcut Fiul Domnului. Învierea a demonstrat acest lucru. Nu toiagul l-a făcut pe Aron preot lui Dumnezeu. El era preot învestit chiar de Dumnezeu, dar toiagul lui înfrunzit a demonstrat acest lucru pentru ceilalți din Israel. Învierea Domnului Isus l-a confirmat și pe el ca mare preot. El nu este mare preot numai în virtutea faptului că a venit pe pământ și că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără să păcătuiască, ci și în virtutea dumnezeirii sale. Dragi scurtători, Domnul Isus nu este un mare preot care să aibă aceleași slăbiciuni ca și noi. În schimb, el cunoaște foarte bine prin ceea ce trecem, deoarece cât a fost aici pe pământ, el a fost încercat ca și fiecare dintre noi. El a experimentat tot ceea ce experimentăm noi. Din această perspectivă, slujba lui este mult mai bună decât slujba unui preot uman. Preotul uman este fie unul slab ca și noi, fie este unul care nu poate înțelege experiențele noastre. Însă Domnul Isus se poate identifica cu fiecare persoană. De aceea, El este Cel care face slujba de mijlocire pentru fiecare dintre noi. Este interesant că nu ni se oferă nicio măsură, nicio dimensiune cu privire la acest sfeșnic. Nici în ceea ce privește divinitatea nu se pot stabili dimensiuni. Oamenii lui Dumnezeu înțeleg că nu există termen de comparație pentru Dumnezeu. Iată ce spune Moise. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Dar nu este singurul. Să-l ascultăm și pe David. În Psalmul 71, versetul 19, el spune: Dreptatea ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari, Dumnezeule. Cine este ca tine? Dar nu numai dreptatea lui Dumnezeu este fără pereche, persoana lui este fără asemănare. Să ascultăm un alt psalm, Psalmul 89, versetul 6. Căci, în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? În aceeași măsură, puterea lui este neasemuită. El este Domnul oștirilor. Top Psalmul 89, versetul 8. Doamne Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Acest concept va deveni din ce în ce mai popular în mentalitatea poporului evreu pe măsură ce vor începe cucerirea țării Cananului. Dumnezeu este acela care va lupta pentru ei și vor fi mereu biruitori. Condiția pe care Dumnezeu o punea era ascultarea lor. Dragii mei, este bine să știi că ești fiul unui Dumnezeu mare, puternic, fără asemănare. În viața aceasta întâmpinăm foarte multe obstacole. Sunt multe dificultăți pe care trebuie să le înfruntăm în fiecare zi. Ce facem în aceste situații? Ne lamentăm că nu găsim resursele pentru a depăși aceste dificultăți? Ne îndreptăm către Dumnezeu, dar cu inima îndoită că va interveni pentru noi? Tocmai aici intervine această credință în unicitatea lui Dumnezeu. Aici este nevoie să verificăm imaginea noastră cu privire la Dumnezeu. Nu cumva măsurile noastre sunt greșite? Nu cumva noi încercăm să-l măsurăm pe cel ce nu poate fi măsurat? Nu cumva încercăm să-l cântărim pe cel ce nu poate fi cântărit? Nu cumva încercăm să-l cuprindem pe cel necuprins? Dragii mei, dacă ne îndoim de capacitatea lui Dumnezeu de a rezolva problemele pe care le întâmpinăm, înseamnă că l-am comparat cu acele probleme și nu credem că este mai mare decât ele. Este foarte important, dragi prieteni, să verificăm imaginea noastră cu privire la Dumnezeu. El este un Dumnezeu măreț. În Dumnezeu căruia nimic nu-i poate sta în cale. Niciun obstacol nu este prea mare pentru el. Deci, pentru ce ne-am îngrijora? Când suntem copiii unui Dumnezeu atât de mare și puternic, ce ne-ar putea sta împotrivă? Problema este cu cine comparăm problemele noastre. Dacă le comparăm cu abilitățile noastre, cu ceea ce putem face noi, nici nu trebuie să ne mirăm că ele sunt ca niște giganți pentru noi. Atunci însă când comparăm obstacolele, problemele pe care le întâmpinăm cu Dumnezeu, știm că nimic nu este prea greu pentru El și că orice situație poate fi schimbată cu totul de către Domnul nostru. Chiar și în ceea ce privește izbăvirea noastră de sub puterea păcatului, Dumnezeu este acela în care trebuie să ne încredem pe deplin. Numai prin Domnul Isus avem posibilitatea izbăvirii. Numai izbăviți avem posibilitatea intrării în locul preasfânt, acolo unde este prezent Dumnezeu. Iată, dragi prieteni, că Dumnezeu nu a lăsat niciun detaliu la voia întâmplării. Toate lucrurile din cortul întâlnirii ne vorbesc despre planul lui Dumnezeu pentru izbăvirea noastră a oamenilor. Sfeșnicul acesta, lumina lumii, lumina de care avem nevoie pentru a-L vedea pe Cel ce este Creatorul, Domnul Universului, este foarte important și trebuie să-i acordăm atenția cuvenită. Dacă Dumnezeu consideră că este atât de important planul lui și ne-l prezintă sub atâtea forme, în diferite împrejurări, nici noi nu cred că trebuie să-i acordăm mai puțină importanță, cu atât mai mult cu cât este planul pentru izbăvirea noastră. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.